Iubiți frați și surori în Hristos, dragi ascultători ai postului de Radio Iași, Biserica Romano-Catolică începe astăzi un nou an liturgic, invitându-ne pe noi să contemplăm și să trăim misterul complet al lui Iisus Hristos, de la nașterea până la moartea, învierea și a doua sa venire. Prima perioadă de timp din acest an este Adventul. Principala menire a Adventului constă în pregătirea noastră pentru sărbătoarea nașterii Domnului. Pregătirea înseamnă mai multe lucruri, dar potrivit lecturilor Evangheliei liturghiei de astăzi, ele sunt legate de o atitudine marcată de gestul trezirii din somn și de mersul în lumina zilei. Să le luăm pe rând. Prima, trezirea din somn. Sfântul Paul spune în a doua lectură din scrisoarea către Romani: este deja ceasul să vă treziți din somn. Trezirea despre care vorbește aici apostolul nu este doar o mișcare corporală, biologică, fizică, ci ceva mai mult. După cum știți, se poate întâmpla să fim treziți sau sculați din pat doar pe jumătate, pentru că nu suntem pe deplin conștienți de noi înșine, nu înțelegem sau nu avem niciun fel de idee despre ceva. Apoi, poate vi s-a întâmplat uneori să fiți treziți într-un mod violent, șocant. Deci, sunt diferite forme de trezire, mai mult sau mai puțin complete. Oricum, în fiecare zi ne trezim din somn și ne dăm jos din pat. Câteodată nu putem aștepta să vină dimineața. Ne trezim bucuroși cu mult înaintea zorilor. Ne place să ne simțim în putere, să fim vii, să gustăm aerul proaspăt, să-l tragem în piept. Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu că ne-a dăruit o nouă zi, care este o șansă pentru noi pentru a continua o lucrare începută deja sau pentru a începe o lucrare nouă sau pentru a repara vreo daună ori vreo neglijență din viața noastră. Alteori suntem nevolnici, apatici, plictisiți atunci când ne trezim. Întâmpinăm noua zi fără entuziasm. Se prea poate ca pentru noi viața să fie și monotonă și goală. Poate suntem fără servici sau la pensie și nu mai avem niciun motiv real ca să mai trăim. Apoi, mulți dintre noi avem și zile, sper că nu prea des, când ne e frică de apropierea dimineții. Ne trezim plini de teamă și ne ridicăm din pat cu multă greutate. Viața este întunecată și apăsătoare. Poate suntem în vârstă sau bolnavi sau am rămas singuri, nu mai avem pe nimeni. Felul în care întâmpinăm sosirea dimineții este foarte important. Dacă o salutăm cu bucurie și mulțumire, vom imprima în toate activitățile noastre energie și entuziasm. Dar dacă o salutăm cu plictiseală sau cu teamă, datoriile noastre vor fi îndeplinite cu jumătate de inimă. Este adevărat, nimeni dintre noi nu trăiește o viață perfectă. Toți avem de înfruntat greutăți. Ceea ce contează este cum ne comportăm în fața acestor greutăți. Dificultățile, în cele din urmă, pot fi și niște provocări. Dacă nu ne place ceva, putem încerca să schimbăm acel ceva. Dacă nu putem să facem schimbarea, atunci să modificăm felul nostru de a gândi. A ne plânge de alte lucruri sau de alte persoane nu ne face bine. Nu putem controla împrejurările vieții, ci doar modul nostru de a fi. Diferența constă în răspunsul pe care îl dăm situației particulare în care ne aflăm. Da, Adventul ne invită la trezire spirituală și are o mare putere de trezire. Dacă nu suntem treji spiritual, atunci suntem vii doar pe jumătate. Sub acest aspect, să recunoaștem că o bună parte dintre noi suntem ca niște somnambuli. Avem ochi, dar nu vedem. Avem urechi, dar nu auzem. Mințile noastre sunt înguste și închise. Inimile s-au împietrit. A fi treaz din punct de vedere spiritual înseamnă să fii deschis și receptiv, vigilent și activ. Neîndoielnic, spiritualitatea are de-a face cu trezirea.
Este vorba de înțelegerea lucrurilor, de privirea realităților și de auzul sunetelor. Este necesar să reflectăm, să voim și să fim treji în întregime. Să nu petrecem timpul în somnolență. A fi treaz spiritual înseamnă să fii atent la Dumnezeu și la semenii tăi. Înseamnă să trăiești în iubire. Avem în fața noastră două posibilități. Ori să fim vigilenți, ori să fim somnoroși. E ușor să fii somnoros, dar somnoroșii își irosesc viața. Este mai greu, dar mult mai profitabil să fii vigilent. Să veghezi înseamnă să fii treaz, să fii atent, să fii implicat, să fii interesat, să fii activ, să-ți pese. Într-un cuvânt, să fii vigilent înseamnă să fii responsabil. Iisus ne îndeamnă insistent să fim treji, să fim gata, într-un anumit fel să fim cu ochii pe ceas. Dacă răspundem la chemarea Adventului de a ne trezi din somn, nu avem nimic de pierdut. Dimpotrivă, vom câștiga totul. Despre aceasta ne vorbește prima duminică a noului an liturgic. Așadar, a mai sosit un an și un altul s-a dus. Timpul trece, viața este scurtă, de aceea trebuie să continuăm lucrarea noastră creștinească. Trebuie să ne folosim de timpul zilei. Trecem prin această lume numai o singură dată. În consecință, orice bine pe care îl putem face, oricărei ființe umane, să-l facem acum. Să nu-l amânăm, să nu-l neglijăm, pentru că drumul zilei de astăzi nu se mai întoarce niciodată. A doua expresie care definește atitudinea creștinului din timpul Adventului sună astfel: să umblăm în lumină. Despre acest lucru vorbește și Sfântul Paul în a doua lectură, atunci când spune: noaptea este pe sfârșit, ziua este aproape, dar și profetul Isaia care ne îndeamnă să umblăm în lumina Domnului. În concret, ce înseamnă asta? Odată, un rabin înțelept și învățat i-a întrebat pe elevii săi: când puteți voi să spuneți că noaptea s-a sfârșit și a început o nouă zi? Când vezi un animal în depărtare și poți să spui dacă este oaie sau capră, a spus unul dintre elevi. Când vezi un pom în depărtare și poți să spui dacă este un smochin sau un piersic, a răspuns un altul. Când vezi o persoană în depărtare și poți să spui dacă este un prieten sau un dușman, a răspuns la fel un altul. Au mai răspuns și alții, dar cam tot la fel. Rabinul nu a fost impresionat de niciunul dintre răspunsuri. Atunci elevii l-au rugat: spune-ne tu, Rabi, care este răspunsul? Iar el a zis așa: când poți să te uiți la fața unui om oarecare și poți să vezi în el fața unui frate sau a unei surori, și dacă nu poți să faci asta, nu are importanță cât este ceasul, pentru tine este încă noapte. Da, noi suntem poporul peste care a strălucit lumina lui Hristos și încă mai strălucește. De aceea, trebuie să ne străduim să umblăm în lumină, lumina adevărului și a vieții, lumina sfințeniei și a harului, lumina dreptății, iubirii și păcii. Cu toate acestea, întunericul are putere asupra noastră. Întunericul poate căpăta multe forme. Orice fel de ură, dușmănie, lipsă de iertare, lipsă de împăcare, nedreptate față de un altul, comportament imoral, beție, viciu, toate acestea sunt forme ale întunericului. Dacă stăm puțin și ne gândim, găsim imediat care este forma întunericului din noi. Important este să recunoaștem că în viața noastră există ceva întunecat. Pentru asta e nevoie de curaj, dar e nevoie de mai mult curaj ca să ne asumăm responsabilitatea acestei forme de întuneric și să ne hotărâm să facem ceva în privința ei. Nu este nicio bucurie să trăiești în întuneric, mai degrabă contrarul, dar cu harul lui Hristos ne putem elibera de întuneric. Putem umbla în lumină și a umbla în lumină înseamnă să umbli în bucurie și libertate. Ne îndeamnă profetul Isaia și împreună cu el vă îndemn și eu: haideți voi cei din casa lui Iacob,
voi cei din această biserică, din această episcopie, din această regiune a țării noastre, să umblăm în lumina Domnului. Adventul este o minunată ocazie de a răspunde la acest îndemn. Sfântul Paul ne asigură că Dumnezeu este aproape. Dumnezeu este mereu aproape, dar în Advent pare să fie mai aproape ca niciodată. Cine are simțul apropierii lui Dumnezeu este cu adevărat un om binecuvântat. Ar fi minunat dacă la sfârșitul Adventului am putea să spunem cu toată încrederea că, ajutați fiind de harul lui Dumnezeu, am lăsat deoparte vreo formă de întuneric, că am permis luminii să strălucească peste acea parte a vieții noastre care a fost dominată de întuneric. Dacă va fi așa, atunci vom fi gata să-L întâmpinăm pe Domnul, pe Domnul Luminii, pe Domnul în prezența căruia nicio formă de întuneric nu poate exista. Amin.